Bună ziua, domnul consilier, domnul secretar, domnule primar. Astăzi suntem invitați aici, 31.05.2021, pentru a aproba trei proiecte pe ordinea de zi. O să încep să citesc că luni, 31.05.2021, ora 12, sunteți invitați pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Local Urban, județul Bacău, care se va desfășura în sala mare de ședinții a primăriei Comunii Urban, din satul Urban, strada lui numărul 178 în Urban, județul Bacău, unde va fi supus analizei și dezbaterii următorul proiect al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru paștele din Comuna Urban, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală cu Comuna Urban, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Și al treilea, proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentatorului legal al unității administrativ-teritoriale în adunarea generală acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A., inițiator primar Popa Costache. Spre a analiza avizare și formularea eventualelor amendamente din care membrii Comisiei de Specialitate, materialele menționate anterior sunt puse la dispoziție în data de 25.02.2021, începând cu ora 12, la sediul Primăriei Comunei Urbene, județul Bacău, următoarele comisii. La Comisia numărul 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțare și administrarea domeniului public și privat al Comunei Urbani, județul Bacău. Comisia numărul 2 de administrație publică, locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor Comunei Urbani, județul Bacău. Și Comisia numărul 3 de activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement a Comunei Urbani, județul Bacău. Prezența în incinta primăriei Comunei Urbani, județul Bacău, se va realiza cu respectarea lucrurilor de siguranță, vederea prevenirii răspândirii noului coronavirus COVID-19. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări sau... Dar sunteți de acord cu ordinea de zi. Bine, se dă-n loc. Deci, în unitate sunt... În cele ce urmează, voi da citire procesului verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Urban, județul Bacău. Consiliul Local Urban, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de 22 aprilie 2021, are loc începând cu ora 12, cu desfășurare în sala de ședințe a Primăriei Comunei Urban, din satul Urban, strada Luz, numărul 178, Comuna Urban, județul Bacău, ședința ordinară a Consiliului Local Urban, unde vor fi supuse analize și dezbaterii proiectul ordinei de zi aferent cu participarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Urban. În deschiderea ședinței de astăzi are cuvântul președintele de ședință care dă citire proiectului ordinei de zi. La punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al UATC Urban, județul Bacău, pentru anul 2021, inițiator primar Popa Costache. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC Del Gaz Grigie S.A. asupra unei suprafețe de 38 metri pătrați, teren situat în satul Urban, Comuna Urban, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor, tarifelor pentru serviciile publice, altele decât cele de alimentare cu apă și de canalizare, inițiator primar Popa Costache. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 31 din 12.05.2016, respectiv decizia 31.03 din 30.03.2021 la Camerei de Conturi județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Urban județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot proiectul ordinii de zi și se votează în unanimitate pentru materialul în forma prezentată. Are cuvântul secretarul general al Comunei Urbane județul Bacău, care informează consilierii cu privire la faptul că toate proiectele înscrise pe ordinea de zi sunt însoțite de referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, alte documente aferente și avizele celor trei comisii de specialitate.
Are cuvântul secretarul general al Comunei Europene, care dice că e procesul verbal al ședinței anterioare. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se spune la vot, se votează în unanimitate pentru materialul în forma prezentată. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al OATC Orbeni, județul Bacău, pentru anul 2021, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul primarul Comunei Europene, județul Bacău, care trece citire materialului aferent. Domnul președinte de ședință solicită citirea rapoartelor de avizare de către fiecare președinte de comisie. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează în unanimitate pentru materialul în forma prezentată. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii cu titlu gratuit a drepturilor de uz și de serviciu în favoarea SC Delgas Grie SA, asupra unei suprafețe de 38 metri pătrați, teren situat în satul Orbeni, Comuna Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul primarul Comunei Orbeni, județul Bacău, care aduce și pune materialul de aferent. Domnul președinte de ședință solicită citirea rapoartelor de avizare de către fiecare președinte de comisie. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează în unanimitate pentru materialul în forma prezentată. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor, tarifelor pentru serviciile publice, altele decât cele de alimentare cu apă și canalizare. Inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul secretarul Comunei Orbeni, județul Bacău, care dă citirea materialelor documente, aferent acestui punct de ordinea de zi. Are cuvântul primarul Comunei Orbeni, județul Bacău, care prezintă câteva aspecte legate de acest punct de ordinea de zi, prezentând ultimele informații în legătură cu statul lucrărilor de proiectare, soluțiile care vor fi adoptate raportat la intersectarea acestor lucrări de apă și canalizare cu zone în prezent asfaltate sau care vor face obiectul asfaltării din viitorul apropiat. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se spune la vot, se votează în anumitate pentru materialul în forma prezentată. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare de reducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 31 din 12.05.2016, respectiv decizia 31.03 din 30.03.2021 a Camerei de Conturi, județul Bacău, inițiator privat Popa Costache. Are cuvântul secretarul Comunei Orbeni, județul Bacău, care dă citirea adresei comunicate de Camera de Conturi Bacău, raportului integral comunicat secretarului general al OATC Orbeni și materialelor întocmite, respectiv reclamat de aprobare a primarului comunei, raportul compartimentului de specialitate și proiectul de hotărâre. Toate acestea, aferente acestui punct de ordine de zi, cu menționarea faptului că, ulterior adoptării acestei hotărâri, respectiv procesul verbal al ședinței, vor fi comunicate Camerei de Conturi Bacău. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, președintele de ședință solicită prezentarea rezultatului rapoartelor de avizare din partea comisiilor. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează în unanimitate pentru materialul în forma prezentată. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul secretarul Comunei Orbeni, județul Bacău, care dă citire materialelor întocmite aferente acestui punct de pe ordinea de zi. Are cuvântul președintele de ședință, care mulțumește pentru colaborarea derulată în decursul celor 3 luni. Se solicită propuneri. Domnul Moraru Dan Constantin îl propune pe domnul Sorin Lățan. Se solicită noi propuneri. Nu sunt formulate alte propuneri. Se supune la vot, se votează în unanimitate pentru materialul în forma prezentată. Are cuvântul președintele de ședință, care declară închise lucrările prezentei în ședință. Dacă aveți ceva de adăugat pentru să mergi mai departe. O să trecem la primul punct de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajitele din Comuna Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Da, o să trec în revistă, așa după cum bine știți, și amenajamentul pastoral după vreo 2 ani de muncă, a ajuns la final. El a fost publicat spre dezbatere, mai ascultăm și părerile celor care sunt interesați, și pe site-ul primării, unde îl găsiți și mai auditoare. O să spun câteva vorbe despre el, după care, dacă eu, să intrăm pe capitolul discuții și o să decidem în final. Deci, referat de aprobare cu privire sau solicitări pentru regulatorul de specialitate cu proiectul la proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pașii din Comuna Orbeni, județul Bacău. Amenajamentul pastoral este de o
documentația care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice și economice necesare ameliorării și exploatării pajiștilor, de perioada Comunei Ormeni. Temeiul inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiște aflate pe teritoriul Comunei Ormeni de Ciobacă este dat de necesitatea punerii în aplicare a prevederilor articolul 6 al alineatul 1 din ordonanța de urgență a Comunelor 36/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar numărul 18/1991. Modul de gestionare a pajiștilor se stabilește prin amenajamente pastorale, prevederi articolul 6 alineatul 2 din ordonanța de urgență numărul 34/2013. Consiliul local are obligația să elaboreze amenajamentul pastoral valabil pentru pajiștile aflate în unitatea administrativă în cauză. Prevederea articolului 6 alineatul 2 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 34/2013. Conținutul amenajamentului pastoral se aprobă și se detaliază prin normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Prevederile articolului 6 alineatul 4 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 34/2013. Folosirea și exploatarea pajiștilor se face cu respectarea bunelor condiții agricole și de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Prevederile articolului 9, alineatul 9 din OUG numărul 34/2013. Consiliile locale au obligația să aprobe amenajamentele pastorale valabile pentru toate pajiștile permanente aflate de unitatea administrativă în cauză, întocmite de către specialiști din cadrul primăriilor, al direcțiilor județene pentru agricultură și din cadrul camerelor agricole județene aflate în subordinea Consiliului Județean și al Consiliului General Municipiului București sau de către specialiști din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic și de vânătoare, după caz, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, potrivit prevederilor prezentelor ordonanțe de urgență. Prevederea articolului 8 alineatul 7 din HG numărul 1064/2013. Actualizarea proiectelor de amenajamente pastorale se realizează pe o perioadă de 10 ani. Prevederea articolului 8 alineatul 8 din HG numărul 1064/2013. Proiectul de amenajament pastoral se întocmește în 2 exemplare, unul pentru Consiliul Local și unul pentru Direcția pentru Agricultură Județeană, respectiv al Municipiului București. Având în vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din Comuna Ormeni, județul Bacău, în suprafață totală de 523,148 hectare, din care 461,68 hectare domeniul privat, izlați comunal în administrarea primăriei Comunei Ormeni, conform deciziei 363/9/1991 emisă de Prefectura Bacău, și 61,47 hectare proprietate privată a cetățenilor Comunei Ormeni. Pajiștile permanente au un rol deosebit în practicarea unei agriculturi ecologice și nu numai. Valorificarea pajiștilor permanente prin pășunatul cu animale în sezonul de vegetație sau ocazional, prin cositul fânului pentru sezonul rece al anului, este o practică milenară pe temeleagurile noastre. Pajiștile sunt un element esențial al sistemului de agricultură durabilă, care răspunde exigențelor celor de alimente sănătoase și de calitate superioară. În plus, pe lângă rolul decisiv de asigurare a furajelor pentru animale, pajiștile au o funcție importantă în dezvoltarea rurală și a mediului înconjurător, reflectată prin conservarea biodiversității, prevenirea inundațiilor și a mâncărilor de teren, calitatea peisajului și a patrimoniului cultural. Așa. Potrivit prevederilor articolului 6, proiectul de amenajare pastoral se întocmește potrivit ghidului cadru elaborat de Institutul Cercetare de Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, cum am mai spus. Având în vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere și aprobare proiectului de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiști aflate în proprietatea Comunei Ormeni. În 1992, când a fost emis ordinul prefectului urmai predării de către Comisia de Lichidare a CAV-ului, s-a predat la Primăria Ormeni o suprafață de pășune care, după cum ați observat și dumneavoastră, însumează 461 de hectare. În paralel, în momentul în care am dat undă verde ca acest amenajament să fie realizat, ordinul prefectului cuprindea cifrele pe care le-am menționat mai devreme. În paralel cu această lucrare, am efectuat și o inventariere asupra izvadului comunal. Și în urma punerii în aplicare a legilor fondului funciar,
o rezultat, o altă suprafață de pășune pe care, în urma demersului pe care urmează să ne facem, să actualizăm cantitatea de pășune ca și suprafață la nivelul Comunei Urbene. Pentru că suprafața de pășune, cea din 1991-92, la apariția legilor fondurilor funciare, nu mai corespunde cu realitatea. Pentru că parte din pășune au fost, fiind al proprietate privată la oameni, au fost retrocedate. Numai că în momentul când a fost CAP-ul, suprafața, în evidență, CAP-ului apărea într-un mare grămadă, ceea ce nu reflectă realitatea. De aia, în momentul, după ce s-a aprobat amenajamentul pastoral și o să începem demersurile, deja sunt începute, noi am făcut inventariere, avem cărțile și schițele pe toate trupurile de pășune cu suprafața de pășune actuală. S-au făcut, dacă să studiați amenajamentul pastoral și câteva precizări în acest amenajament, când, la momentul când s-a dat comandă, s-a dat în baza acelui ordin al prefectului, iar în momentul în față, suprafața, v-am spus, cea reală, actualizată în teren, este un pic diferită. După ce o să se aprobe amenajamentul pastoral, așa cum am spus mai devreme, o să se... el o să intre în vigoare cu anul 2022. O să începem procedura de a întocmi caietul de sarcini și celelalte documente care o să stea la bază la punerea la dispoziție celor interesat, așa cum am mai spus și repet, cantitatea de pășune pe trupuri, pe trupuri, cam așa o să se întocmească, pe trupuri de pășune. Ținând cont de tot ce au indicat aici specialiștii în acest amenajament, ca și condiții. După cum ați observat, amenajamentul reflectă, pleacă de la realitatea din teren și vin cu propuneri și cu soluții ca suprafața din pășune, pe măsură ce trece timpul, adică an de an, să crească ca și suprafața eligibilă. Să nu fie împădurită, să fie desecată acolo unde se poate, dacă există bărți sau lacuri care nu și-au rostul, și alte categorii de lucrări, ca suprafața de pășune să crească și animalele din sat să poată beneficia de o pășune de calitate. Și alte obligații pe care le avem ca și proprietar pentru aceste suprafețe. Cam asta ar fi în inima, dacă mai e. Dacă sunt intervenții, dacă este de adăugat, în caz că nu sunt, să continuăm pentru a aproba acest... Cine este pentru... Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ne-a Tudorel? Sunteți pentru, da? Se abține cineva? Sau este cineva împotrivă? Da, atât în numărul 2. Trecem la... Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală, Comuna Urbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Aici. Da, o să trecem mai peste câteva vorbe și despre strategie. La fel cu strategia de dezvoltare, pentru cei interesați, o găsește pe site-ul primării. Așa după cum bine știm cu toții, că fără o strategie nu ne putem dezvolta ca și unitate administrativ-teritorială. Nu putem atrage investitori și nici fonduri europene. Toți cetățenii comuni și contribuabili vor să știe ce vrei să faci mâine. Iar strategia de dezvoltare este o formă modernă de a explica acest lucru. Procesul de formare și dezvoltare este unul complex și dificil. Pornirea o reprezintă strategia, dar continuarea înseamnă organizarea oameni pregătiți care să înțeleagă rolul și locul lor în cadrul colectivității noastre și, în ultimul rând, determinarea noastră a tuturor pentru o dezvoltare locală durabilă. Cetățenii Comunei Europene din județul Bacău merită să trăiască într-un spațiu care se dezvolte inteligent și armonios, fiind un punct de legătură în zona central-sudică a Moldovei, dar și în toată regiunea de est a României. Implementând împreună strategia de dezvoltare a Comunei Europene județul Bacău, vom da atât instituțiilor, agenților economici, dar și cetățenilor posibilitatea de a-și aduce contribuția la creșterea gradului de bunăstare, de a lua atitudine, și de a avea un cuvânt de spus, acționând împreună cu toate sectoarele comunității pentru a crea un viitor cât mai favorabil și durabil. Acest document este un răspuns al Primăriei Comunei Orbe, respectiv al Consiliului Local Orbe,
din județul Bacău, comunității și oferă oportunitatea reală de a identifica și de a adopta practici ale dezvoltării durabile locale. Cred că fiecare generație își are propriile provocări, iar de-a lungul istoriei acestea s-au confruntat cu responsabilități diferite. Responsabilitatea generației actuale este de a crea o societate durabilă. Trebuie să asigurăm generațiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de minimum de cerințe pentru o viață care să corespundă și să răspundă solicitărilor intervenite. Strategia de dezvoltare a Comunei Europene de Județul Bacău pentru perioada 2021-2027 prezintă acțiunile pe care administrația locală le va iniția pentru a crea condiții necesare dezvoltării viitoare a Comunei Europene și relevă proiectele și oportunitățile pe care ne le oferă intrarea României în Uniunea Europeană, proiectele locale, zonale, regionale și naționale. Ca parte a județului Bacău, a Moldovei și nu ultimul rând al comunității europene, Comuna Orbeni are nevoie de o viziune clară pentru a putea orienta eforturile proprii și de o strategie care să sublinieze principalele direcții de dezvoltare prin valorificarea potențialului zonei, dar și de absorbția finanțării din surse publice, europene, naționale, regionale și județene, precum și din resurse private. O asemenea viziune, pe care acum suntem în măsură să o prezentăm cetățenilor, are în vedere principalele direcții de dezvoltare ce ar trebui urmate. Aceste direcții sunt aliniate strategiilor de dezvoltare regională și națională, dar și directivelor, valorilor și principiilor europene. Fără îndoială că viitorul nostru se află în mâinile noastre, iar pentru a ne-l face așa cum îl dorim, este obligatoriu să urmăm o metodologie specifică în acord cu anumite principii și valori. Aceasta trasează principalele atribute ale acțiunii noastre pentru găsirea celor mai potrivite direcții de dezvoltare, care, odată implementate, vor asigura o schimbare în bine comunității noastre. Strategia Comunei Europene pentru anii 2021-2027 își propune să adune toți factorii implicați în îndeplinirea sa la o stare de colaborare sub aceeași viziune pentru utilizarea cu un mai mare folos a strategiei de dezvoltare locală 2021-2027, atât cu resursele proprii, cât și a celor ce pot veni din exteriorul unității administrative teritoriale. Obiectivul strategic al dezvoltării locale al UAT Orbeni constă în creșterea bunăstării calității vieții cetățenilor Comunei Orbeni. Pentru atingerea acestui obiectiv strategic, au fost stabilite 10 obiective strategice și anume: îmbunătățirea accesibilității și serviciilor de bază din Comuna Orbeni, dezvoltarea echilibrată a economiei locale, îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții, dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu mediul, promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară, dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale, teritoriul local atractiv pentru turism, cultură și sport, fructificarea avantajelor digitalizării și în beneficiul cetățenilor, dezvoltarea capacității administrative, dezvoltarea cooperării și asocierii. În urma îndeplinirii obiectivelor strategice precizate anterior, se intenționează ca în anul 2027 Comuna Orbeni să devină un model de dezvoltare durabilă, socială și economică în județul Bacău, bazat pe modernizarea infrastructurii, competitivitate și atractivitate economică, servicii publice de calitate, respect față de mediu și transparență în guvernare locală, în scopul creșterii bunăstării și calității vieții cetățenilor la nivelul standardului mediu actual în Uniunea Europeană. Având în vedere cele menționate anterior, susțin legalitatea, oportunitatea și temelicia aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a unității administrative teritoriale Comunei Orbeni de Bacău pentru perioada 2021-2027. Asta pe scurt. Sau da. Putem trece la vot pentru dacă cineva dorește să adaugă ceva, ați spus din domnul primar? Dacă ați trecut în revistă strategia de dezvoltare, stai jos, cuprinde câteva elemente care reflectă atât realitatea la nivel de UAT Orbeni, câteva lucruri prezentate la nivel general, raportat la
România și tot ce se întâmplă cu Uniunea Europeană. Avem aici analiza nevoilor și a potențialului pe sectoare, pe și domenii de activitate, dacă cumva, dacă le-ați trecut în revistă cu punctele tare, slabe, cu oportunități, amenințări și așa mai departe. Și planul strategic de dezvoltare. Unde are loc aici prezentarea obiectivelor atinse în perioada 2014-2020, viziunea, misiunea și direcțiile de dezvoltare, domenii și prioritare și măsuri specifice, portofoliul de proiecte pentru perioada 2021-2027 și, în ultima parte, despre sursele de finanțare care pot pune în aplicare proiectele propuse de noi. Sunt proiecte îndrăznețe, de aplicare comunitatea are nevoie și sper să reușim ca tot ceea ce ne-am propus să realizăm în această perioadă, noi până la finalul mandatului, cei care vor veni după noi, sperăm să continuă sau să îmbunătățească această strategie și mai fac o precizare. E imposibil să apară, eu știu de la o zi la alta, alte lucruri noi pe care n-am reușit să le cuprindem în această strategie, dar care pot fi adăugate fără niciun fel de probleme. E probabil să apară diverse lucruri noi, ca și surse de finanțare, alte teme de proiectare care comuna ar avea nevoie, iar ele nu se regăsesc aici. Și atunci difuzăm de comun acord, adăugăm strategia de dezvoltare și putem depune proiecte pentru implementarea lor. Că fără strategia de dezvoltare nu putem accesa niciun fel de proiect. Deci tot ca cine propune noi să accesăm și să implementăm la nivelul Comunei Europene, trebuie să regăsească această strategie aprobată firește de către Consiliul Local Urban. Sunt lucruri prioritare, sunt lucruri de care comunitatea, așa am spus, are nevoie. Dacă vă uitați în portofoliul de proiecte pentru perioada 2021-2027, cred că n-am exagerat cu nimic. Domnul Popa Nicolae a dorit, cred că, să... Termin, mai spun două vorbe și după aceea putem să discutăm. Sunt lucruri sau sunt nevoi de care v-am spus comunitatea are nevoie. Atâta vreme cât încercăm să modernizăm și să dezvoltăm localitatea în care noi trăim. Și oamenii au nevoie, mai multe direcții să ne îndreptăm și sperăm ușor să le putem aduce la viață. Ca tot ceea ce ne propunem să prindă viață. Să ne folosim de ele. Așa este. Studiind strategia locală de dezvoltare a Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, cele 27 de proiecte propuse, numărate, chiar numărate, cu anii n-am greșit, sunt de strictă necesitate pentru comunitate. Sperăm ca, prin concordanță cu Planul Național de Reziliență și Redresare, aceste proiecte să fie în viață chiar până în anul 2027, astfel în comunitatea, dar se ține cont de sănătate, de cultură, de infrastructură, de învățământ, de toate necesitățile și utilitățile de care comuna Europene are nevoie. N-avem decât să ne adunăm toți, să ne oferim sprijinul ca asemenea proiecte să-și atingă ținta, iar comunitatea în 2027 să simtă că aici, în cadrul primării Comunei Europene, s-a lucrat cu simț de răspundere. De două ușor. Mai lăsa și pe altul un an să prindă experiență, să poată prelua mai departe munca depusă, dacă e pozitivă, constructivă, știți, niciodată nu poate fi furată. Aici nu e o meserie care se fură, aici e o experiență, sunt proiecte ample, drumuri lungi, uși greu de deschis, porți foarte greu de accesat. Da, să sperăm că în 2027, cine mai fi pe aici, să realizăm că, într-adevăr, din cele 27, măcar 80% se arunca ca fiind îndeplinit. Vă urez succes! Vă mulțumesc! Succesul să fie al echipei, al tuturor. Pentru că împreună. Da. Dacă nu mai sunt alte adăugări, haideți să trecem la vot. Eu sunt pentru. Cine mai este pentru? Nu am dat votul, da. Împotrivă? Sau abțineri? Putem trece la cel de-al treilea proiect. Ar fi proiect de hotărâre privind stabilirea
limitelor de reprezentare a reprezentantului SC, Compania Regională de Apă, ESA Bacău ESA, inițiator primar, Popa Costache, spre analiza, avizare și formularea eventualelor amendamente de către membrii Comisiilor de Specialitate, materialele menționate anterior. Dau citire materialului. Da? Prin adresa numărul 388/19/5/2021, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ne comunică o serie de aspecte intervenite care determină și justifică necesitatea adoptării unei hotărâri cu privire la stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale la Adunarea Generală a Acționarilor, a SC, Compania Regională de Apă Bacău, ESA, firește proiect inițiat de primar Popa Costache. Astfel, dau citire adresei, având în vedere prevederile legii Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, numărul 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale ordonanței de urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB și actului constitutiv al SC, Compania Regională de Apă Bacău SA, a fost identificată necesitatea adoptării de către toate unitățile administrativ-teritoriale asociate și respectiv acționare a proiectului de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor, a SC, Compania Regională de Apă Bacău SA, la care unitatea administrativ-teritorială este atât acționar cât și membru, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, al cărui model a fost pus la dispoziție. Luând în considerare prevederile articolului 7, alineatul 13 din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, mi se comunică faptul că este necesară aprobarea regimului de urgență a proiectului de hotărâre menționat anterior. Voi da citire materialelor. Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Orbeni în adunarea generală a acționarilor ASEC, Compania Regională de Apă Bacău SA, la care Comuna Orbeni este acționar și adunarea generală a asociațiilor, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prin adresa 388/19/5/2021, înregistrată la OATC Comuna Orbeni sub numărul 3207/20/5/2021, arată necesitatea adoptării de către toate unitățile administrativ-teritoriale asociate a proiectului de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Orbeni în adunarea generală a acționarilor, a SC, Compania Regională de Apă Bacău, ESA, la care Comuna Orbeni este acționar și în adunarea generală a asociației asociațiilor, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Compania Regională de Apă ESA, CRAB, este operatorul regional la nivel a 70 de unități administrative teritoriale din județul Bacău, în conformitate cu prevederile contractului 556/29/2010, încheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, în numele și pe seama unităților administrative teritoriale membre, contract având ca obiect delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Prin hotărârea Consiliului Local Orbeni s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către CRAB SA. Urmarea adoptării actului administrativ anterior menționat a fost încheiat contractul de delegare 556/29/2010 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și SC, Compania Regională de Apă Bacău SA, având ca obiect delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare necesare pentru realizarea acestora pe întreg teritoriul definit de area delegării. Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice numărul 51/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispune la articolul 10 alineatul 4 că unitățile administrative teritoriale pot mandata în condițiile legii asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, prin hotărâri ale autorităților lor deliberative, se exercite pe seama și numele lor dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispoziție sistemele de utilități publice aferente serviciilor de utilități publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităților administrației privind mandatarea și actele juridice de constituire a oricărei asociații
trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind condițiile de exercitare de către aceasta a mandatului special încredințat. Articolul 10 aliniatul 5 prevede faptul că unitățile administrative teritoriale pot mandata asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în condițiile stabilite prin actul constitutiv și statutul asociației, să exercite numele și pe seama lor atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute la articolul 8 aliniatul 3, articolul 9, articolul 23 aliniatul 3 și aliniatul 4, cu excepția celor prevăzute la articolul 8 aliniatul 3, litere B, B, F, H, fiind condiționată de primirea prealabilă a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrative teritoriale, membre ale asociației. Articolul 27 aliniatul 3 prevede că, prin excepție la prevederea aliniatului 2, pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociație de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către autoritatea de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrative teritoriale. Astfel, autoritatea publică tutelară are următoarele competențe. La societățile previste la articolul 2.2 aliniatul B, să numească reprezentanții statului sau după caz ale unității administrative teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor și să aprobe mandatul acestora. Actul constitutiv al SECE, Compania Regională de Apă Bacău, dispune imperativ următoarele. Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar, persoane juridice, sunt exercitate și respectiv îndeplinite de către mandatarii acestora, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local, Municipal, Orășenesc, Comunal, respectiv Consiliul Județean după caz. Acționarii sunt reprezentați în AGA prin mandatari cu procure speciale emise potrivit normelor proprii ale acționarilor. În vederea protejării drepturilor unităților administrative teritoriale, care pună credință și asumă obligațiile și prefigurează executarea unor drepturi, în urma încheierii actului juridic, este necesar a se stipula posibilitatea exercitării de către mandatar a atribuțiilor în baza unui mandat special, astfel cum decurg din actul constitutiv al CRABESA, atestat de către consilierul juridic Luca Monica Elena, sub numărul 73 din 15.05.2020. Actul de reprezentare obligă reprezentantul legal, mandatarul, să respecte limitele de act adoptate în acest sens, neputând schimba elemente ale actelor sau faptelor juridice pentru care a fost mandatat. Actul special de reprezentare este de strictă aplicare. Reprezentantul legal este obligat să acționeze numai în limitele acestea. În conformitate cu actele constitutive ale ADIB și respectiv SECE CRABESA și în aplicarea dispozițiilor legale speciale în materie, s-a identificat necesitatea adoptării unui act administrativ de autoritate care să delimiteze atribuțiile reprezentantului legal al unității administrative teritoriale în cele două entități juridice și să stabilească cu exactitate limitele între care poate fi exercitată atribuția respectivă. Fiind astfel determinate, expres actele sau faptele juridice pentru care este împuternicit reprezentantul legal mandatarului. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa, având ca obiect stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Orbeni, în adunarea generală a acționarilor SECE, Compania Regională de Apă ESA, la care Comuna Orbeni este acționar și în AGA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, motiv pentru care propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Orbeni, în adunare generală a acționarilor SECE, Compania Regională de Apă Bacău ESA, la care Comuna Orbeni este acționar și în AGA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Cam acestea au fost materialele aferente punctului 3 de pe ordinea de zi. Da. Conform cutumei, eu propun ca reprezentantul în cadrul adunării generale ALA să fie domnul primar, Boba Costache, pentru că poate reprezenta comunitatea în următorii 4 ani în cadrul proiectelor de infrastructură Mare Apă și Canal, cu date disponibile adunate în decursul timpului. Chiar consider că poate interveni ca fiind mandatarul de drept al unității administrative teritoriale. Orbeni, în condițiile în care toate primăriile în județ delegă în acest sens primarul unității administrative teritoriale. Bănuiesc, domnul secretar, că mandatul este pentru 4 ani de reprezentare. Proiectul de hotărâre de astăzi insistă mai mult pe limitele mandatului.
Pentru că, dacă să zicem așa, la nivel de județ, toate aceste interacțiuni dintre forurile de decizii, să zic, de la nivel județean și anumite OAT-uri, de regulă OAT-urile mai mari și, în primul rând, poate OAT, municipiul Bacău, au mai apărut anumite animozități, care nu fac altceva decât să pună în pericol întregul proiect. Lucru care, fericit, îmi vizează și pe noi. Atât sub aspectul apei, cât și al canalizării. După cum bine știți, suntem în acea listă prioritară, cu șanse foarte mari și reale ca lucrurile se întâmple. Se întâmplă într-un sens foarte bun, atât extindere pe parte de rețea de apă, cu înființare de noi capacități de stocare, cât și în ceea ce privește înființarea rețelei de canalizare. Necesară de altfel și la noi și în alte locuri. Și atunci, tocmai pentru că exista și există persoane desemnate, în marea lor majoritate sunt primarii unităților administrative teritoriale, indiferent de nivelul acestora, comunii de gradul 1, 2, 3, municipii, orașe, tot ce are județul Bacău, firește, care sunt membri activi, acționari în compania regională de apă Bacău, s-au mai evit și situații din care limitele delegării au cam fost depășite și atunci se impune, practic, limitarea mandatului pe care unii dintre acești reprezentanți, în baza cărora ei acționează. Adică, au fost momente când s-a mai întâmplat măsura și de o manieră periculoasă. Pentru că contractul de finanțare pentru tot ceea ce înseamnă rețea de apă, canalizare, indiferent ești sau nu ești în lista prioritară, într-unul dintre paragrafele sale spune că în cazul neînțelegerilor existente la nivelul membrilor asociați, poate fi pus în pericol, chiar poate pune în pericol chiar contractul de finanțare. Cazul Bacău. Cazul Bacău și atunci este... Blocat plățile. Și este nefiresc ca o comună, în cazul nostru, vorbim, să fie, cu ghilimele de rigoare, beneficiarea unor neînțelegeri de diverse forme. Și atunci s-au căzut din comun acord și de asta ni se cere și această hotărâre, să o adaptăm, firește, cu propunere de calitate, în regim de urgență, să o comunicăm, pentru că cât de curând va avea loc o ședință la nivel de ADIP, în care ceea ce noi transmitem astăzi, alături de celelalte comunii, firește să devină lege pentru toți asociații, acționarii, membrii ADIP, astfel încât să dispară aceste probleme. Și firește proiectul să meargă mai departe. Proiectul care este într-un stadiu foarte, foarte avansat. Deci foarte avansat. În esență, despre asta e vorba. Deci trebuie, la un moment dat, limitate și aceste puteri, dar e adevărat, anumitor primari care au mai întrebat măsură. Deci problema nu e limitare de ani, e limitare de atribuții. Păi nu poți să te duci tu cu părerea, da, ca să nu poți crea probleme. Și Consiliul Local e cel care decide. Nu până aici și de aici încolo, nu mai întreb și pe noi dacă cumva se întâmplă. De exemplu, să încurci o putere. Dacă graficul de mărire al... Cererilor de metru cub apă e standard, se menține conform graficului aprobat. Dar nu mai nu afectează lucrurile. Momentan, să zicem, probabil, cu noi investiții, Consiliul Local va fi informat, cu noi nu. Deci, la nivelul Comunei Urbeni, noi suntem în continuare, ca să zic așa, principalii actori ai stabilirii prețului, până în momentul în care serviciul va fi preluat de aceste structuri despre care tot vorbim, da? Fiind vorbim de ADIP, structură creată, o structură mai mult la nivel de județ Bacău, care e principalul actor, compania regională de apă Bacău, da? Deci partea executivă, iar la nivel din municipiu, CRA Bacău, toată lumea a auzit de aceste trei foruri, firește că tocmai asta s-a impus. Deci eliminarea celor animozități, eliminarea celor chestiuni care au conotații personale și care pun în pericol tot ce înseamnă apă și canalizare în toate comunile mele. Deci acolo reprezentanții se duc ca reprezentanți, nu ca oameni cu opinii personale, cu optici, chiar și cu apucătorii proprii, ca să facă altceva decât trebuie făcut. Consider că... normal ca la urbeni să pun în pericol apa și canalizarea, pentru că vrea un primar de la nu știu ce oraș, municipiu sau altă comună. Consider că interesul nostru comun este ca domnul primar să ne reprezinte interesele locale, de a derula, să pune chiar în practică acest proiect care așteaptă de foarte mulți ani, extinderea rețelei de apă și înființarea rețelei de canalizare. Prin urmare, eu propun, în astfel hotărâm, să-l delegăm pe domnul primar. Atenție! Primarul comunii, cu toate hotărârile anterioare, cum prea bine știți, la un moment dat și dumneavoastră ați avut delegat o perioadă de timp,
La ora la care primarul comunii este reprezentantul Comunii Unirii în aceste foruri, astăzi, noi, dumneavoastră, Consiliul Local Orbeni, limitați aceste atribuții și totodată vă exprimați votul vis-a-vis de limitarea atribuțiilor primarilor în cadrul acestor structuri. Ca și... Nu, dar mai... Hai să vorbim mai la concret, ca să înțeleagă despre ce e vorba. Nu e vorba, deci, de nominalizarea mea sau al cuiva în acest... Corect. Asta e făcut, deja e stabilit. Adip, ca și membru, să vă reprezint pe dumneavoastră. Ci e vorba de întinderea atribuțiilor mele sau ale cui or fi. Adică până unde mă pot eu duce cu decizia sau cu părerea ca să nu pot afecta bunul mers al implementării acestui proiect, sau îmi dau eu cu părerea mai mult decât mi se cuvine. Mai bine zis, limitarea. Exact. Și atunci, da, asta se cere. Având în vedere, ca să fim mai corect cu noi, scandalul de la Bacău s-a transferat acum la toți membrii ADIM. Și eu zic, bă, un singur membru, dacă pune dificultate, sau nu votează, sau dacă nu e o 100% acord acolo, se blochează proiectul, se blochează finanțarea, se pune în dificultate atragerea sumelor, da? Iar cel care finanțează, asta e una dintre criterii și condiții. Dacă voi vă certați între voi, până lămuriți treaba, blocăm tot. Și să pierdem. Pierdem și noi, pierdem și Parava, sau toți cei care sunt implicați în proiectul ăsta mare. Lucru valabil pentru 70 de UAT-uri. Da, sunt în jur de 70 de UAT-uri. Asta din cauza unui singuri persoane. Da. Că sunt ambiții acolo. Deci ambițiile astea prostești, politice sau cum vreți să le numiți, duc în direcții greșite. Deși Bacău cred că are cea mai mare nevoie de ceea ce înseamnă alimentare cu apă și redresarea situației. Că știm bine și problema mai fost și anii anterior acolo. Cei care lucrez mai mult în Bacău. Acum, deci ca să se poată vota, care ar fi variantă? Limitare. Păi, limitarea ca și obiect, deci nu... Ca să înțeleg, da. Un pic nedumeritul. Practic, noi acum limităm mandatul acordat primarilor la nivelul statutului existent și reconfirmăm acelei atribuții date strict în sarcina forurilor de conducere. Deci nu putem interveni în sensul extinderii lor, le reconfirmăm pe cele existente și pe viitor orice extindere de mandat să face doar cu încuvințarea autorității deliberative, Consiliul Local, cazul nostru Orbei. Și nimeni nu poate duce acolo anumite opinii, păreri personale care pot afecta proiectul pentru 70 de UAT-uri din județul Bacău. Da, de obicei, fiecare hotărâre a Consiliului Local este transmisă la DIP, deci sunt discuții constructive în Consiliu, nu apar suspiciuni că domnul primar ar vorbi în afara hotărârii Consiliului Local ca să intrăm în nu e problema celor 70 de UAT-uri, ci unul singur. A creat tot disconfortul ăsta și au făcut să iasă scandal pe piață și pune în pericol, cum s-a mai spus aici și cum ați observat dumneavoastră în presă, întregul proiect. Deci eliminăm posibilitatea ca o persoană să răstoarne singură de la sine puterii o astfel de situație. Deci așa ceva să nu există. Să nu vorbim de alt interes, că acolo... Cu alte cuvinte, poate nu se dorește. Poate cel de acolo nu dorește implementarea proiectului și face orice, numai să nu se întâmple. Nu știu, care o fi de Dumnezeu, știi, ei știu. Cu alte cuvinte, aprobând acest proiect, lăsăm la mână, ne lăsăm în mâna unor oameni mai capabili să ducă la sfârșit acest proiect de apă, de canalizare, nu? Ne lăsăm la mână la... Eliminăm posibilitatea ca unii să facă ce vor în aceste structuri. Corect, corect. Dacă ei își permit să vorbească într-un anumit fel sau altul, ei sunt direct răspunzători de asta. Corect. Și vor da socoteală pentru lucrul ăsta. Pentru că ceea ce vrem noi la Orbeni este să avem extinderii de apă, să implementăm canalizare, da? Să avem rezervoare suplimentare. Să avem apă. Și atunci și venim astăzi și taxăm alte opinii sau păreri care nu ne pot conduce la acest obiectiv. Corect. Lucruri pe care le vor face și alții vis-a-vis de noi. Adică trebuie să fie un consens. Ca obiectivul să fie atins. Nici nu au ce căutăm. Poftim? Nici nu au ce căutăm. Da, uite ce se întâmplă. Domnule președinte, s-a înțeles, propuneți. Dacă mai sunt, dacă mai e de adăugat, dacă nu, putem trece la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri? Proiectul ăsta a început din prea multă vreme și atât de așteptat, încât nu cred că merită blocaj. Nu merită blocaj. Trebuiau, de când trebuia, deja trebuia să treacă la fază de execuție. Abia în 2020 o să ne-a contract de finanțare. Da. Apoi de ce anume? Nu, dar am avut de la discuții cu președintele Consiliului Județean și să fac eforturi imense ca acest proiect cât de curând să treacă la etapa pe care o așteptăm cu toții, execuție. Păi, dacă nu, cine dă bani înapoi? Pentru neimplementarea proiectului. Nu trebuie să e... Imaginați-vă cât de mult a evoluat legislația, da? Dacă este să ne raportăm firește, fiecare dintre noi, majoritatea celor din sală locuiesc în comuna Orbei, da? Cât de mult a evoluat legislația, astfel încât în ziua de astăzi, dacă înființez o rețea de apă și în paralel, fiecare gram de apă nu trece din țeava aia, doar dacă se evaporă, se duce în altă parte. Dacă nu se evaporă, trebuie să ducă într-o rețea de canalizare. Deci o rețea de apă fără rețea de canalizare în ziua de astăzi este declarată ilegală. Da. Este limpede, adică nu sunt variante. Da. Norme de mediu, colectarea apelor uzate, nu mai cum. Și la fel ca și cu tema deșeurilor, v-am zis, riscăm penalități, da, proceduri de infringement, de care ați mai auzit la un moment dat, la nivelul Uniunii Europene, adică sute de mii de euro pe zi să le plătești, care, pe loc, ar trebui să duc în țevi, capacități locale. 200 de mii de euro pe lună plătește statul român. Exact. În loc să ne modernizăm și să facem pași înainte, se întâmplă din cauza unor ambiții și altor lucruri de genul ăsta negativ. Da, mulțumim frumos. Îi pare, vă dați Dumnezeu sănătate. Thank you.